Salutare băieți, eu sunt Cristi și bine v-am găsit la un nou episod super, super mișto. Dați acolo un like, vă zic de pe acum, abonați-vă dacă sunteți noi, pentru că vreau până de Crăciun să facem 21.000 de abonați. Asta ar fi cadoul ideal de la voi pentru mine, pentru că știți că de Crăciun este ziua mea și mai este și Crăciun totuși. Deci, astăzi vreau să vă prezint jucătorii care nu vor mai fi în probabil în FIFA Mobile 22 din mai multe sau din diverse motive. Primul pe listă, din păcate, Christian Eriksen, fotbalistul celor de la Inter, fostul fotbalist de la Inter din ce știu. Știți că din păcate la Euro a avut niște probleme medicale și a căzut pe teren, niște probleme la inimă. Nu este lăsat să joace în Serie A și din ce am înțeles acesta a fost lăsat de cei de la Inter să plece. Și teoretic în momentul de față este fără contract, așa că e posibil să nu îl vedem în FIFA Mobile 22 dacă nu își va găsi rapid echipă în iarnă. Nani, portughezul Nani, un jucător și el foarte cunoscut, s-ar putea să nu fie în FIFA Mobile 22 din ce știu și a terminat contractul cu cei de la Orlando City și din ce am zis ar fi fost ofertat de niște echipe de prin Brazilia, iar Brazilia nu este în FIFA. Dacă nu își va găsi, bineînțeles, o echipă, oricum nu va fi, pentru că nu va avea o echipă. Dacă va merge în Brazilia, nu o să-l vedem în FIFA 22 Mobile. Așa că zic eu, sunt șanse foarte mari ca Nani să lipsească din următorul joc. Javi Martinez, fostul jucător de la Bayern, s-a retras la finalul sezonului trecut. Însă cum acest sezon a durat foarte mult, Javi Martinez încă este în FIFA, dar în FIFA Mobile 22 nu va avea cum să mai fie, pentru că încă atât s-a retras. Putea să nu vedem nici pe Benjamin Mendy în FIFA Mobile 22, are niște probleme cu legea și din ce știu este la pușcărie. FIFA 22 totuși acesta este în joc, dar rămâne de văzut. Andre Onana, portarul cel de la Ajax, nu o să fie sigur în FIFA Mobile 22. Acesta a primit o suspendare de 2 ani, din ce știu, pentru doping. Nu știu cât și-a ispășit din pedeapsă, dar oricum acesta nu este nici în FIFA 22. Clar nu o să fie nici în Mobile 22. Totuși am zis că s-ar putea să se transfere la Inter și când va reveni va fi la Inter, dar probabil asta în FIFA Mobile 23. Douglas Costa, un fotbalist foarte tehnic și foarte îndrăgit de către mine, nu o să fie, pentru că la 30 de ani de-abia s-a transferat în Brazilia. De obicei acolo merg jucătorii pe final de carieră. Acesta zic eu mai avea de demonstrat, a jucat pe la Juve, pe la Bayern în principal, la Shakhtiorul lui Mircea Lucescu și cred că putea să mai ducă prin Europa, dar asta este. S-a transferat la Gremio, din ce știu Gremio chiar a și retrogradat acolo în Brazilia, dar ce clar, Liga Braziliei nu este în FIFA Mobile. Cassian Huntelaar și el s-a retras, deci nu o să-l vedem în FIFA Mobile 22. Poate în viitor ca un Icon, dar sincer nu cred că o să ia Icon. James Rodriguez, un alt jucător pe care îl îndrăgeam să zic așa, a fost un jucător pe val atunci prin 2014-2015 cu golul al Columbiei de la Mondial, transferul la Real Madrid, dar până la urmă nu știu ce s-a întâmplat cu el. A tot fost împrumutat de la Real la Bayern, pe la alte echipe, acum se transferase la Everton, nu s-a prea adaptat, cred că nici pe acolo, sau a fost accidentat, habar n-am, și acum s-a dus în Qatar și el foarte tânăr. Qatarul, Liga Qatarului nu este în FIFA și oricum nu cred că este un avantaj pentru el pe plan profesional. Ilfi Sigurdsson, cred că nici el nu o să fie în FIFA Mobile 22, posibil să nu fie, are și el probleme cu legea prin Islanda, din ce am zis, are un caz de viol sau așa ceva. În FIFA 22 este prezent, dar cine știe în Mobile. Nu știu câți dintre voi mai țineți minte pe Diego Costa, atacantul spaniol care a jucat pe la Atletico în principal, pe la Chelsea. Diego Costa încă mai joacă, băieții, dacă nu știați, e în Brazilia și joacă pe Atletico Mineiro, însă Brazilia, campionatul Braziliei nu este în FIFA, așa că Diego Costa va lipsi pentru prima oară din FIFA Mobile, la fel ca și Hulk, cei doi sunt coechipieri, Hulk cu Diego Costa la Mineiro, fac o treabă bună pe acolo, dar Brazilia n-are licență pentru propria sa ligă. Cu siguranță cel mai neașteptat jucător pe această listă, Kun Agüero, s-a retras din ce știți și voi probabil la 33 de ani. Și el cu niște probleme cu inima, însă spre deosebire de Eriksen, acesta nu a mai continuat. Probabil mai bine pentru el personal, însă pe acesta nu prea a apucat să arate mai nimic pe la Barça, a dat un singur gol în El Clasico și cu părere de rău, Kun Agüero s-a retras de fapt și probabil nu o să mai fie în FIFA Mobile 22. Cu siguranță însă îl vom vedea peste vreo 2-3 ani minim ca un Icon. Eu zic că merită Kun Agüero un Icon, spuneți-mi și voi în comentarii. David Luiz, un alt brazilian care s-a dus la el acasă prin Brazilia, bineînțeles, s-a transferat la Flamengo și n-are rost să mai explic încă o dată poveste. Arjen Robben, un fotbalist care s-a retras, din păcate a jucat la Groningen în ultima oară, deci cam asta a fost cu Robben. Ce e drept însă,
O să avem o carte Icon de-a lui garantată, dar probabil nu la anul. Iar ultimul de pe listă, Toby Alderweireld, nici el nu o să fie în FIFA Mobile 22, fostul fotbalist de la Tottenham s-a transferat, la fel ca și James în Qatar, însă ghiciți ce, Qatarul nu este în FIFA Mobile. Iar astea fiind spuse, eu am fost Cristi, sper că v-a plăcut acest episod, zic eu destul de interesant. Spuneți-mi în comentarii ce alți jucători cunoscuți nu vor mai face parte din FIFA Mobile dacă am omis eu pe cineva. Și până la următorul clip, să aveți grijă de voi. Pa!